În viața aceasta poți să beneficiezi de câștiguri sau poți să înregistrezi pierderi. Și pe linie fizică, materială, socială, chiar Sfânta Scriptură arată și se dovedește pe teren. Prin același mijloc poți să intri pe o direcție sau pe alta, bună direcție sau greșită. De exemplu, este pus la dispoziție mijlocul de exprimare. Scrie Iacov 3 că poți prin acest mijloc să acorzi mângâiere sau poți să aduci întristare, să aduci blestem sau să aduci binecuvântare. 3:9, de exemplu, dacă vrei să afișezi, sunt mai multe versete acolo. Este un mijloc lăsat la dispoziție, mijloc de exprimare. Poți, prin cuvintele tale, să te scoți nevinovat sau să te acuzi mai rău. Poți să arăți înțelepciune sau chiar tăcerea este un mod în care treci de înțelept. Depinde cum folosești acest mijloc. Este mijlocul de transport, de exemplu. Sunt șanse și riscuri, oportunități și lucruri nefavorabile. Câștigi timp sau poți să-ți pierzi viața. Pe linie spirituală, la fel este arătat că pot fi pierderi sau pot fi câștiguri. În dimineața aceasta, din cuvântul citit din Ioan 6, vreau să vă vorbesc despre cele mai mari pierderi sau cele mai însemnate câștiguri. Prin aceleași mijloace puse la dispoziție de Dumnezeu, pot să beneficiez de câștiguri care țin nu doar de viața aceasta. Că a spus Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am fi pus încrederea în Dumnezeu, stăm rău. Dar țin de viața veșnică, țin de împărăția pregătită, care a început să se formeze din lumea aceasta și a spus Domnul că este în mijlocul vostru, este în inimile voastre și este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt și va continua și vrem să rămânem în această împărăție a lui Dumnezeu. Cu privire la voia lui Dumnezeu pentru biserică, pentru familie, pentru fiecare persoană în parte, sunt arătate sfaturi, îndemnuri care dau direcții bune pentru a obține favoruri și câștiguri. Este arătat în același timp și modul în care se poate pierde. Mai întâi, în cuvântul citit, se arată în versetul 53 că viața spirituală poate fi pierdută. În contextul biblic se observă că poate fi și câștigată și întreținută. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu pe sângele Lui n-aveți viața în voi înși vă. Sunt trei factori care determină păstrarea vieții spirituale. Dacă pentru viața aceasta ne îngrijim să nu ne pierdem viața. Și este bine lucrul acesta că a spus Domnul Iisus Hristos că acest trup este templul Duhului Sfânt. Și nu avem voie să-L nimicim. Nu avem voie să ne purtăm oricum pentru că suntem creatura lui Dumnezeu și spunea omului Dumnezeu, te laud că sunt o făptură așa de minunată, în sensul că nu putem să-l alimentăm cu orice, lucruri care ne produc rău. Și trebuie să avem în vedere viața în ce privește linia spirituală. Și asta este mai de preț. Pentru viața spirituală există trei factori care determină păstrarea ei. Acești factori îi găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Și primul este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ajută la păstrarea vieții spirituale. În 1 Ioan capitolul 1, versetul 1, spune omului Dumnezeu,
ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Acesta este cuvântul vieții și scrie pentru că viața a fost arătată. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu despre care spune omul lui Dumnezeu în 4 cu 12 evrei. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta al Domnului Iisus Hristos, să locuiască, este viu și lucrător, mai tăietor. Asta am vrut să spun aici și mă gândeam între timp la celălalt verset. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, are putere să ne dea viața, să ne păstreze viața. În Matei, în capitolul 4, versetul 4, Domnul Iisus Hristos spune: omul nu se hrănește numai cu pâine. Pentru viața aceasta, pentru acest trup, folosim pâinea ca să nu murim. Dar pentru viața spirituală, pentru suflet, pentru duh, folosim cuvântul lui Dumnezeu. Omul se hrănește cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Filipeni, capitolul 2, versetul 16, de asemenea se face precizarea și se folosește termenul de Pavel, cuvântul vieții, ținând sus cuvântul vieții. Adică nu ținându-l în bibliotecă, pe raft, ținându-l sus ca prioritate, să fie prioritatea numărul 1. Dacă lași cuvântul lui Dumnezeu deoparte, acesta aduce hrană spirituală, aduce edificare în credință. Nu? Roman, capitolul 10, este făcută precizarea acolo și noi amintim, 10 cu 17. Astfel, credința vine în urma auzirii cuvântului, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Coloseni, capitolul 3, versetul 16, spune Apostolul Pavel, și aici am făcut referire mai înainte, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. De ce? Pentru că ne păstrează viața spirituală. Luca 1:37, spune cuvântul aici, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul acesta și cuvintele care vin de la Dumnezeu, prin prorocie, prin mesajul lucrătorilor, aduc și păstrează viața spirituală. De aceea trebuie să ținem cont. În Iacov 1:21, primiți cu blândețe, spune Iacov, cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Cuvântul care rămâne, cuvântul înregistrat, înmagazinat, cuvântul lăsat să lucreze în viața noastră, ne poate aduce mântuire, adică ne poate păstra viața. Există un pericol al pierderii vieții spirituale. Dacă lipsește cuvântul, este o pierdere care nu se anunță, dar se dovedește în timp, se observă pe teren. De aceea, frați și surori în Domnul, să nu lăsăm deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să punem preț, să punem accent, să dăm valoare și prin importanța care noi o acordăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să medităm asupra Lui. Eu sunt de acord și cu citirea Bibliei așa, de la Genesa la Apocalipsa. Dar depinde ce fel de citire este. Este bună o citire cu rugăciune și cu meditație asupra cuvântului. Și să rogi pe Domnul să-ți dea memorie și să rămână cuvântul acela. Că așa, citești o carte. Al doilea factor care determină păstrarea vieții noastre spirituale, aici în text scrie, este trupul și sângele Domnului. Recitesc Ioan 6:53. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului
Și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înși vă. Dacă în vechime se arăta că cine nu se împărtășește trebuie să fie omorât din poporul Domnului, acum cine nu se împărtășește moare singur. Se duce, se stinge viața spirituală. Numeri 9:13. Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie și totuși nu prăsnuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui. În trupul și sângele Domnului, sigur, în mod simbolic, dar prin puterea căpătată în urma rugăciunii de binecuvântare, există putere de menținere a vieții spirituale. Ce mai de folos? Viața aceasta? Ce-ar fi? Sau ce-ar câștiga un om? Nu? Amintește un frate aici. Să-și câștige viața aceasta, nu? Dar să-și piardă viața spirituală. Să te îngrijești de lucrurile lumii, de lucrurile pământești, de treburile vieții și să te încurci cu ele uneori, de uiți călcina Domnului, uiți că ai acasă Biblia tradusă în limba română și poți să o citești. Sunt factori care determină menținerea vieții. Împărtășirea la cina Domnului este importantă, este esențială, pentru că noi nu putem explica acum procesul, cum se întâmplă. Dar știe cineva să explice tot metabolismul din corpul omului, cum intră hrana și se transformă și ajunge în sânge și se dezvoltă omul și merge și mintea și contribuie hrana la tot organismul acesta să funcționeze normal? Unii mai știu așa, au intrat în detalii să documenteze. Pe linie spirituală nu știm cum acționează felul. Dar știm că lucrează în noi viața, trupul și sângele Domnului la împărtășire. Dumneavoastră, ce părere aveți? Un om care nu se împărtășește, așa, în timp, lasă deoparte, după câțiva ani, oare mai există din punct de vedere spiritual? Mai trăiește? Nu vă întreb dacă e membru în registru. Nu vă întreb dacă face vreo slujbă în cor, în fanfară, individual, recită. Nu asta vă întreb. Nu vă întreb dacă e pe scaun în adunare. Vă întreb, mai există din punct de vedere spiritual? Ce părere aveți? Dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu pe sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Pentru că este o hrană, spune cuvântul aici. Citim versetul 55. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană. Și sângele meu este cu adevărat o băutură. 57. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Domnul a spus, versetul 48, eu sunt pâinea vieții. 6:48, părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Haideți să acordăm importanța cuvenită acestei lucrări. Că ea ne menține în viață. Stă cineva prin puterea Lui? Stăm prin puterea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Slăviți să fie Domnului. Este un har împărtășirea, nu o obligație. Dacă ar fi obligație, am umblat cu frații. Și am notat cine... Am forțat. Sigur, Domnul ne strânge cu ușa pe o parte și spune, dacă nu vă împărtășiți, există un mare pericol, un mare risc. Vă pierdeți viața spirituală. Și de partea cealaltă îi strânge cu ușa și spune, dacă vă împărtășiți în timp nevrednic, este o problemă mare. Vă împărtășiți pentru o sândă. Dar există un mare câștig. Și vă vorbesc despre cele mai mari câștiguri. Cele mai însemnate câștiguri.
care pot fi, se pot transforma foarte ușor printr-o simplă lipsă de la împărtășire în cele mai mari pierderi. Dar există un mare câștig atunci când intri în voia lui Dumnezeu și te pregătești și sfințești viața și vii înaintea lui Dumnezeu și te împărtășești sincer. Atunci primești putere. Au fost persoane care ne-au mărturisit și au spus, frate, a fost bun îndemnul să caut cu tot din adinsul să mă împărtășesc. Tot spuneam că n-am putere să mă pregătesc, tot că am piedici. După ce m-am împărtășit, s-a schimbat viața. Am primit o altă putere de luptă și am putut să biruim sfintele că există putere în trupul și sângele Domnului. Știți de ce? În mod simbolic, dar cu puterea care vine în urma rugăciunii de binecuvântare. Trupul Domnului și sângele Domnului au putere. Ce are mai mare putere în lumea aceasta decât trupul Domnului și sângele Domnului? Slăvit să fie numele Lui. Mi-a dat această oportunitate, un mijloc prin care pot să beneficiez de câștiguri sau pot să înregistrez pierderi mari. Se stinge viața spirituală în timp. Și ajunge omul gol, sărac, ca la Odiseea. Așa, căldicel. Nu-i nici dincolo, la alt cult. Nu-i nici aici, că nu se ține nici aici, cu treabă. Nu-și vede nici de treburile lumii și nici de lucrarea lui Dumnezeu. Așa, ar vrea cumva să meargă pe două căi. V-am mai dat exemplul acesta în vremea când mă ocupam cu predarea religiei la școală, m-am nimerit în cancelare când o profesoară era foarte hotărâtă și a lăsat corigentă o fată. În urma acestei corigențe era deja în pericol de repetență. Și zic, hai să pun și o vorbă bună. Și a zis, doamnă profesoară, nu s-ar putea cumva să o ajutați, că la lucruri bune se găsesc mai puțini oameni să ajute. O să sunteți o femeie consecrată care poate să ajute. Oamenii îți repe acest pământ, Dumnezeu îi rabdă pe toți până într-o zi. Știu, și copiii ne-a stâmpărat. Domnul Pățan, hai să vă spun. Nu las corigentă pentru că n-am învățat. O las corigentă pentru că n-am participat la ore. După ce că nici nu știe, nu era nici interesantă. Măcar din bun simț pentru mine să vină la ore. Și o ajută. Păi, i-am ajutat pe atenție. Și mă știi că nu s-a putut de aia. Fata plângea la ușă. Și a zis, să nu crezi că astea-s lacrimi, sincer. No. Asta zice actrița, asta cu plângea, cu râde de mine. Dacă ar fi fost măcar acolo, treceam cu vederea. Ce ziceți? În cer se înregistrează prezența noastră la împărtășire? Da. Zic că da. Dacă orice cuvânt folositor este înregistrat, Domnul este aici. Eu cred că este prezentă lucrarea Lui. Ne vrea să fim împreună. Ne vrea să ne alimentăm de la sursa puterii Lui. Ne-a pus acest mijloc la dispoziția noastră ca să fim biruitori în lume. A spus Domnul, în lume veți avea necazuri și o să fiți așa dezamăgiți, debusolați, dezorientați și multe probleme intervin. Nu-i nimic că aveți necazuri. Veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Dar ce înseamnă pentru noi îndrăzniți? Adică vom lupta sub puterea Domnului. Pentru că Domnul ne dă biruința. Domnul ne dă biruința, dar nu în orice condiții. În condițiile în care noi ne punem viața în rânduială și venim și ne împărtășim. Altfel, Domnul ne dă o sândă. Dacă ne împărtășim în timp nevrednic, Domnul ne dă cu noi aua și, nu știu, nu-i plăcut. Și al treilea mijloc pus la dispoziție pentru păstrarea vieții spirituale este Duhul Sfânt. Scrie cuvântul în Romani, capitolul 8, versetul 6. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte.
Dar ce fel de moarte, frați și surori? Aveți un exemplu că a umblat cineva după lucruri pământești și a murit? Adică o lucra prea mult, o aduna prea mult și din cauza asta a murit? Poate așa, că s-o fi întâmplat să-și piardă minții, că prea mult au pus acolo și s-au înregistrat pierderi și el și-a adunat și suflat vântul. Dar este vorba de moarte spirituală. Asta e problema. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Legea Duhului de viață. Duhul Sfânt produce nașterea din nou și te aduce la o viață nouă. Tit 3:5. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face o transformare. Dar Duhul Sfânt mai departe păstrează viața spirituală noi. Umblarea după lucrurile Duhului este viață. A trebuit să fiu corect, să vă spun toți cei trei factori. Suntem la cina Domnului, este unul din factori. Celălalt este cuvântul și celălalt este Duhul Sfânt. Lucrurile Duhului. Ăsta e un alt subiect, sigur. Lucrurile Duhului. Duhul Sfânt are căile Lui, are lumina Lui. Romani 9:1. Are cărmuirea Lui. Galateni 5:16. Și sunt lucruri ale Duhului care ne mențin pe viață. De exemplu, prorociile fac parte din lucrările Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt. Pentru asta ne-am rugat două săptămâni. Că vrem să rămânem în viață din punct de vedere spiritual. Altfel la ce ne-ar ajuta, frate? Să venim aici, să ne vedem, să stăm la o slujbă, asistăm sau alții să slujească și să nu fie viață spirituală, ar fi o mare pierdere. Dar poate fi un mare câștig. Să rămânem în viață este un mare câștig. Că te luptă oamenii pentru viața aceasta. Domn doctor, ia de aici și fă tot ce se poate. Dar pentru viața spirituală, nu venim la domn doctor, care poate să pună un diagnostic bun, ții cont de el, iei tratamentul prescris și o mai duci. Știți, Domnul Iisus Hristos are vedere pentru noi viața spirituală care rămâne și trece dincolo. Trece dincolo. Nu se sfârșește aici. Cine crede în mine, scrie Ioan, chiar dacă ar fi murit, fizic aici, se zice, chiar dacă ar fi murit, va? Va trăi. Că viața spirituală nu se stinge niciodată. Rămâne. Viața aceasta se stinge. Intri sub glie, dar pe linie spirituală rămâi. Și Duhul Sfânt se ocupă, sunt lucrurile Duhului. În al doilea rând, arată Sfânta Scriptură aici că există o mare pierdere ce poate să aibă loc sau cuvântul acesta, termenul sau separă, să știți, nu unește. Numai și unește, prepoziție, sau ce este, unește. Și enumeră. Dar sau este ori. Ori, ori. Ori pierdere, ori câștig. Pe linia spirituală nu există. Până la urmă, le amestecăm. Legătura cu Mântuitorul. Citim. Versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Expresiile acestea, rămâne în mine și eu rămân în el, arată legătura noastră cu Mântuitorul. Aceasta poate fi pierdută sau poate fi câștigată ca să rămână în continuare. La fel sunt trei factori. Aceiași factori. Aceiași factori. Mai întâi, legătura noastră cu Mântuitorul este păstrată
prin cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 3, versetul 24. Cine păzește poruncile mele, rămâne, cine păzește poruncile lui, spune omul lui Dumnezeu, rămâne în el. Și el, Domnul Iisus, în el. Ce asta? Legătură. Pentru cine? Pentru cine păzește cuvântul. Cuvântul acesta păstrează legătura noastră cu Mântuitorul. Și bine să-l citești cu rugăciune, am spus. Pentru că este Logosul întrupat. Cuvântul care te leagă de cer, care îți dă credință, care te face să îți atintești privirile înspre Marele Preot, să spui încrederea în el. Cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care vi-l propovăduim noi, a spus Pavel. Te ancorează de cel care este acolo în cer, Mare Preot, și ne așteaptă slăvit să fie numele Lui. Amin. Cuvântul face legătura. Mă amintesc că eram și noi în armată, nu? Care am trecut pe acolo puțin sau mai mult. Eu n-am stat prea mult pe acolo, că nu mi-a plăcut. Mai bine am venit la mine, am făcut contract cu mine. Dar am observat ceva acolo. Știți ce păstra legătura între noi și familie? Scrisorile. Nu erau telefoane mobile. Scrisori. Știți ce păstra legătura între un prieten și o prietenă în vederea căsătoriei? Scrisorile. Nu știu, v-aș întreba. Dar cred că mi-ați dat același răspuns. Și știți ce se urmărea cel mai bine, cu cel mai mult interes în armată? Nu, ce zice capitanul? E obligație, trebuia să respecti regulile și trebuia să te conformezi. Dar știți ce se urmărea? Să vină curier. Și mă apărea curierul, poștașul. Ce văd? Ia câte flotări, câte genoflexiuni, câte ești în stare să faci pentru ce-ți dau eu acum. Fapt, făcea omul. Ce ai, dacă nu, nu-mi dau scrisoarea. Am primit scrisoarea. Ah, extraordinar. Și când vedeai că scrie prietena, te aștept să vii repede, trebuie să ne căsătorim. Sau scrie mama, auzi, mi dor tare de tine. Asta făcea legătura. Asta face legătura noastră cu Mântuitorul. Este scrisoarea Lui de dragoste, spun frații. Este cuvântul Lui care ne păstrează viața. Asta face legătura. Și apoi, cuvântul Lui Dumnezeu, dacă îl împlinim, suntem plăcuți înaintea Lui, ne păstrează în legătură pentru că Domnul ne va iubi. Poruncile Lui nu sunt grele, scrie în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, da? Dragostea de Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne arată dragostea Lui. Mi-a scris niște cuvinte extraordinare sunt în cartea asta. Nu te mai saturi să citești. Nu se mai seacă izvorul la predicator să tot vorbească. Este atâta descoperire, atâta lumină, este atâta putere în cuvânt. Și te alimentezi. Și mi-amintesc când am intrat în slujbă, mi-a vorbit Domnul cel mai important lucru. Nu lui niciodată beneficiezi de acest har. Păi, bărbatule, când vei fi în încurcături, pentru că vreau să te însoțești și să-ți dau un răspuns totdeauna, să deschizi cuvântul meu și îți voi vorbi prin el. Ascultați-mă. Niciodată nu deschid Biblia la întâmplare. Dar când sunt în încurcături, ori în vreo familie, ori cineva cere asta, să deschid Biblia pentru el, niciodată nu mi s-a deschis la întâmplare. La subiect, cuvinte edificatoare, de orientare bună și de putere pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Dar știți, Domnul își arată dragostea pentru noi și noi trebuie să ne arătăm. Rămânem la 1 Ioan 5 cu 3. Dragostea noastră față de Dumnezeu stă în... Adică El ne-a dat ceva și noi ce facem? Noi trebuie să ne împlinim poruncile. Doamne, ajută! Al doilea factor care păstrează legătura noastră cu Mântuitorul este trupul și sângele Domnului. Revenim. Ioan capitolul 6, versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el.
Trupul și sângele Domnului la împărtășire creează acest mare câștig, acest mare favor, păstrarea legăturii cu Mântuitorul. Noi luăm parte din El, care este trupul Lui. Bem din acest rod al viței, care simbolizează și primește puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Și încă ceva, noi păstrăm legătura cu biserica, ce este trupul Lui. Cum păstrezi legătura cu biserica dacă nu vii la cina Domnului? Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Cine se împărtășește, toți care luăm o bucată, luăm o parte din aceeași pâine. Nu? Noi care suntem mulți, spune cuvântul lui Dumnezeu, toți luăm o parte din aceeași pâine. Scrie în Corinteni. Da? Și este un lucru folositor pentru noi. Domnul ne-a binecuvântat în felul acesta. Nu? Ca să putem lua parte. Și dacă vrem să păstrăm legătura cu trupul lui Hristos, care este biserica, trebuie să venim la împărtășire. 1 Corinteni 10 cu 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Suntem în împărtășire. Mai jos spune că Israelul, cine e în împărtășire cu idoli, e împărtășire cu demonii. Dar cine e în împărtășire cu trupul și sângele Domnului, este în împărtășire cu biserica, ce este trupul Lui, și cu Domnul Iisus Hristos. Se identifică, slăviți să fie Domnul. Ce mai păstrează legătura noastră cu Mântuitorul? Cuvântul, împărtășirea și Duhul Sfânt. Din nou. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24, partea a doua a versetului. Duhul Sfânt are venirea aceasta și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ne l-a dat. Scrie în Romani. Cei care sunt al lui Hristos Iisus au Duhul Lui. Da? Este cuvântul din Sfânta Scriptură care arată apartenența noastră, Romani 8 cu 14. Căci toți ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi nu ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică. Ci ați primit un duc de fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Căci însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Legătura aceasta cu Mântuitorul se păstrează prin Duhul Sfânt. Se poate folosi sus, camera de sus, dacă aveți nevoie. Deci păstrăm prin Duhul Sfânt o legătură cu Mântuitorul. Sunt trei factori aici. Și al treilea aspect care vreau să-l avem în vedere, beneficiu sau pierdere. Întâi înviere și viața veșnică. Citim. Ioan capitolul 6, versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. De asemenea, acești factori care i-am amintit și aici, pe linia aceasta, contribuie la beneficiul care putem să-l avem, un mare câștig, întâi înviere și viața veșnică. Mai întâi este cuvântul. Trebuie să amintesc aici, pentru că în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4, 5 și 6, în descoperire acolo se arată, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâi înviere. Care înviere vreți să o primeți? Cuvântul. Ioan 6 cu 68. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele care vin din partea Domnului Iisus Hristos, au putere pentru viața veșnică. Nu le acordăm importanță, pierdem. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele? Știți,
Noi am putea să vă povestim multe. Poate că dacă m-ați spune, aș fi mai bun povestitor decât învățător. Dar nu vă ajută cu nimic pentru viața veșnică. Nici Domnul Iisus Hristos n-a considerat ca un lucru de apucat. Și a spus, cuvintele mele nu sunt cuvintele mele. Sunt cuvintele celui ce m-a trimis. De aceea învățătorii, știți, acum nu se ține așa mult cont. Și a trebuit să se țină cont că este de folos pentru noi să auzim cuvintele lui Dumnezeu care ne oferă viața veșnică. A unele întâmplări, poate, la care s-au mai adăugat câte ceva, unele chiar neîntâmplate și răpesc mult timp. S-au mers în gol, așa, de la ambon, sau în discuțiile noastre. Asta ne duc la pierdere. Câștigul este cuvântul vieții veșnice, cuvintele vieții veșnice. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Viața veșnică este reprezentată de cuvintele Domnului Iisus Hristos. În Ioan 6, de la versetul 48. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Pâinea pe care o voi dau eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Sigur, scrie versetul 52 că n-au înțeles. Unora li s-a părut așa de grea vorbirea aceasta încât l-au părăsit. Ucenici care l-au părăsit pe Domnul și-au zis, cine poate să sufere învățătura aceasta? În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14. Știți cu ce se va încheia viața aceasta și se va trece în viața veșnică? Cu o strigare. Cine va striga? Mergem mai jos. Pune 16. Însuși Domnul, cu un strigăt, cuvântul lui va face trecerea în viața veșnică. O să fie frontiere de netrecut. Va fi o ușă închisă. Știți ceea ce va face trecerea? Cuvântul lui. Veniți. Dacă Domnul zice veniți, nu te mai poate trimite nimeni înapoi. Dar dacă Domnul închide, o zis Domnul, ce eu închid, nimeni nu mai deschide. Eu sunt ușa, a zis. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine, va găsi viață. De aceea este important cuvântul, apoi împărtășirea. Am văzut din Ioan 6 că este de folos să ne împărtășim pentru viața veșnică. 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Și mai citesc un verset, referință la al treilea factor, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne duce în viața veșnică. De aceea spun frații că dacă n-ai Duhul Sfânt, rămâi. Știți cine va face răpirea? Știți cine va prezenta biserica în fața viitorului mire? Domnul Iisus Hristos? Ascultați, Roman, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Există posibilitatea de a câștiga sau de a pierde enorm pe linie spirituală. Primul câștig se referă la viața aceasta spirituală. La fel și pierderea poate fi. Și am văzut că viața aceasta spirituală o primim în urma iertării
prin sângele Domnului, a transformării Duhului Sfânt. Dar ne-am orientat astăzi spre învățătura cum se păstrează viața spirituală prin trei factori. Cuvântul vieții. Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții. Ioan 1:1. A fost arătată viața. Cu privire la cuvântul vieții. Matei 4:4. Omul se hrănește cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Există putere în cuvânt de a rămâne în viață din punct de vedere spiritual. Apoi, al doilea factor este împărtășirea. Am citit din Ioan 6. Trupul meu, a spus Domnul, este cu adevărat o hrană. Versetul 56. Și sângele meu, cu adevărat, o băutură. Și versetul 53. Dacă mâncați trupul meu și beți sângele meu, aveți viața în voi și vă. Este un factor determinant. Nu există gri. Ori alb, ori negru. Și al treilea factor este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Umblarea după lucrurile Duhului, Romani 8:6, este viață. Dacă umbli după lucrurile pământești, în sensul că faci o prioritate din ele, în sensul că este o țintă asta pentru tine, într-o zi, cu ele rămâi și atât. Punct. Dar viața spirituală se păstrează prin lucrurile Duhului. Părtășiile sfinte sunt lucrurile Duhului. Cuvintele prorociei, descoperiri și altele care sunt lucrurile Duhului. Chiar și slujbele acestea sunt lucrurile Duhului. Că Duhul Sfânt le organizează prin daruri care sunt date, sunt felurite, 1 Corinteni 12, felurite daruri, felurite slujbe și felurite lucrări. Apoi am văzut că se poate câștiga sau se poate pierde legătura cu Mântuitorul. Versetul 57 din Ioan 6. Cine rămâne în mine și rămâne în el. Prin cuvânt am văzut că rămâne. Da? Ioan acolo, 3:24. Păzim poruncile lui, rămânem în el. Dar cum le păzești dacă nu le știi? Dar cum le păzești dacă nu ești de acord cu ele? Dar cum le păzești dacă nu ești lumina și nici nu cer lumina? Cuvântul acesta ne ajută să păstrăm relația cu Mântuitorul. Apoi trupul și sângele Domnului. Ioan 6:57. A spus Domnul, dacă mâncați trupul meu, rămâneți în mine. Și eu rămân în voi. Și apoi am văzut că Duhul Sfânt ne ajută să păstrăm relația cu Mântuitorul. Duhul Sfânt care este noi și care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Păi dacă n-ai Duhul Sfânt, ce te face să strigi? Numai așa, dacă zice cineva, băi, ce faci? Dor? Ia mai strigă și tu. Și strigi un pic, dar poate lași. Că o să fie pompier care o să torne apă. Dar Duhul Sfânt nu te lasă. Au fost vreoască care am vrut noi câteodată să mai au... Așa, mai temperăm. Nu, frate, zice, eu așa simt, să mă rog. Dacă așa simți bine. Dar dacă e numai în gol, atunci e rău. Duhul Sfânt păstrează legătura cu Mântuitorul. Formezi firul de legătură. Vorbești. Dar dacă vorbești fără semnală. Și apoi am văzut că există un mare pericol, un mare risc de a pierde sau există o bună posibilitate de a câștiga întâia înviere și viața veșnică. Ioan 6. Dacă vă împărtășiți eu îl voi învia în ziua de apoi. Are viață veșnică. La fel au fost trei factori. Mai întâi cuvântul, apoi împărtășirea și apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din Romani. Dacă Duhul celui ce a înviat de Hristos locuiește în voi, locuiește în voi. Nu rămas numai cumva între timp doar vorbirea în alte limbi și Duhul Sfânt nu mai este, cât e obișnuit. Am mai spus, se obișnuiește cineva cu un om din străinătate. Vine în englez, nu? Și stă la tine 2 săptămâni. Deja încep să spui și tu good morning, goodbye, și el pleacă și tu rămâi cu acele cuvinte. Good morning, goodbye,
God bless you. Nu? Dar englezul s-a dus. Dar a rămas doar cu ceva cuvinte de la el. Dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, își are reședința în voi, El o să vă învie. La întâia înviere sunt fericiți și sfinți cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor, moartea a doua, foarte periculoasă, nu are nici o putere. Doamne, ajută-ne să beneficiem de câștigul oferit prin acești factori. Cuvântul, împărtășirea și Duhul Sfânt. Amin.